Un urs de 2 ani a fost depistat rătăcind prin Dixon, o așezare mică arctică rusească. Animalul avea nevoie de ajutor. Limba lui s-a blocat într-o conservă de lapte condensat. Se pare că a scos-o din gunoi simțind mirosul dulce, dar marginile ascuțite ale acesteia nu-i permiteau să se elibereze singur. Disperat, ursul a mers la oameni. Pentru a ajuta animalul au fost trimiși un grup de experți din grădina zoologică din Moscova, care se află la 3300 de kilometri de la Dixon. Aceștia au adormit ursul cu tranquilizante, au scos cu grijă conserva și au dezinfectat cu antibiotice tăieturile. Drept gustare, cadou, animalului au lăsat 50 de kilograme de pește, ca să se recupereze după foamea forțată. Și toate astea, desigur că sunt foarte drăguțe. Să ajuți animalele e grozav, dar dacă nu oamenii, atunci ursul nici n-ar fi avut așa problemă în primul rând. Cu câțiva ani în urmă, membrii expediției arctice în arhipelagul Spitsbergen au devenit martorii unei imagini foarte înspăimântătoare și triste. Puii de urs arctic se jucau cu o sacoșă neagră de plastic, o rupeau în bucăți și o mestecau. Asta având în vedere că Spitsbergen se află destul de departe de continent, iar populația sa nu ajunge nici la 3000 de oameni. Se pare că deșeurile au fost aduse de ocean și urșii le-au dezgropat undeva de sub zăpadă la mal. Iar puii sunt pui, gata să se joace cu orice. Sacoșa de plastic a fost ruptă în bucăți și fiecare ursuleț a reușit să mănânce destul pentru a-și dăuna sănătății. Și studiile au arătat că plasticul poate face urșii polari foarte agresivi și iritabili, din cauza blocajelor dureroase din sistemul lor digestiv. Deșeuri consumă nu doar puii, în căutarea hrânii, în tomberoane se bagă adulții și înghit absolut totul, de la baterii la scutece murdare. Sunt gata să mănânce și vase ceramice dacă vor fi acoperite de resturi de mâncare. Urșilor le este tot una că valorile nutritive ale deșeurilor sunt departe de a fi ideale, le este important să supraviețuiască. Dependența de aceste deșeuri umane duce la contactul des al animalelor sălbatice și a oamenilor. Iar asta nu poate să nu provoace conflicte. În 2019, pe Novaya Zemlya, a fost anunțată stare de urgență, după ce 52 de urși polari au dat buzna într-o localitate umană. 10 dintre ei umblau permanent printre case, ei literalmente urmăreau localnicii și oamenii au început să se teamă să iasă din casă și chiar nu lăsau copiii să meargă la școală. Urșii au încetat să se teamă și de patrulele de poliție, care trebuiau normal să îi sperie. Aceștia nu doar că se apropiau de clădiri, ci și intrau în scările blocurilor de locuit. Se părea că după așa ceva urmează și capturarea așezării umane. Și poate că ar fi fost posibil. Din fericire însă urșii nu au cucerit satul, dar vor ocupa cu plăcere orice teritoriu vacant. Fotograful Dmitri Koch naviga Marea Chukchi, când vremea rea e obligat să se apropie de o insulă abandonată, Koliuchin. Până în 1992 acolo se afla o stație polară, dar de când a fost închisă, oameni pe insulă n-au mai rămas. Și în locul lor au venit urșii albi. Cu ajutorul dronei, fotograful a reușit să facă câteva poze fenomenale cu animalele care s-au cazat în casele abandonate sau care preferau să petreacă timpul acolo, fiindcă urșii sunt foarte curioși. De aia pe poze se uită direct în cameră. Drona le-a părut urșilor o pasăre stranie și interesantă. Dacă Koch a folosit drona pentru a nu deranja animalele, alți oameni se comportă puțin spus altfel. Cu câțiva ani în urmă, pe net a apărut un video cu un urs polar pe care cineva a scris T-34, cu un spray. Se pare că videoul a fost filmat undeva în nordul Rusiei. T-34 este un tank sovietic iconic care a fost folosit în al doilea război mondial. Dar ce are asta cu ursul polar? Nu e clar cine și de ce a scris pe animal, dar din cauza asta el riscă să moară de foame. De ce? Totul e simplu. În timpul vânătorii, acești prădători mizează pe blana lor albă, ca prada să nu-i observe. Despre ce camuflaj poate merge vorba când ai pe blană un scris uriaș?
Dar cel mai rău e faptul că acest caz nu este unicul. În 2018, înainte de Cupa Mondială, angajatul companiei Paddy Power a pictat pe un urs polar o cruce roșie. El la fel a folosit vopsea spray și asta la fel este o faptă odioasă. Deja am explicat la ce poate duce. Și chiar dacă oamenii nu organizează divertismentul ăsta crud, însăși prezența noastră în sine ei afectează urșii polari nu în cel mai bun mod. Anul trecut a fost filmat un urs polar care vânează și mănâncă un ren. S-ar părea că nu-i nimic uimitor în asta. Dar înainte niciodată n-a fost capturat pe cameră, fiindcă urșii polari nu mănâncă reni. Pur și simplu nu mănâncă, nu-s parte din meniul lor. Dar în acest caz, comportamentul ursului polar era absolut conștient. Predătorul înțelegea sigur ce face. El s-a apropiat încet de turmă, înainte de a ataca un mascul de ren polar. L-a urmat chiar și în apă și, într-un final, și-a înfipt colții în pradă, la vreo 25 de metri de mal. Și încă în anii 2000, sursele informative susțineau că urșii polari nu atacă renii din Spitsbergen. Dar urșii încep să aleagă renii drept pradă din cauza reducerii stratului de gheață din această regiune. Creșterea temperaturii aerului și a temperaturii mării fac gheața să se topească și din cauza asta urșii polari sunt nevoiți să se retragă tot mai departe și mai departe pe uscat. Înseamnă că n-au acces la prada lor obișnuită, focile. Trebuie să caute altceva, iar renii, dacă sincer, nu sunt cea mai bună opțiune pentru ei. Focile au multă grăsime, din cauza cărei urșii și le vânează. Această grăsime le oferă posibilitatea să supraviețuiască în frig. Renii nu au așa grăsime și mai trebuie să-și alerge după ei. Dar ăsta nu este cel mai rău scenariu. Există îngrijorări că din cauza lipsei de hrană obișnuită, urșii polari pot trece la canibalism. Am văzut chiar și dovezi. Când urșii polari, mai ales masculii, se dovedesc a fi prinși pe un mal, complet lipsiți de hrană pentru perioade lungi de timp, trebuie să meargă la niște chestii extreme și să mănânce puii. Oamenii de știință nu știu sigur dacă situațiile acestea s-au mărit în număr din cauza faptului că gheața se topește, poate e doar o coincidență. Dar în ce sunt siguri cercetătorii e faptul că lipsa de gheață îi face pe urși să înoate. Desigur că făceau asta și înainte, dar acum condițiile s-au schimbat drastic. Înainte, când la sfârșitul primăverii gheața mare începea să se topească, urșii polari migrau vara pe uscat și pe gheața de coastă. Acum, în loc de a naviga pe slăuiuri, bucăți de gheață, sunt nevoiți să înoate distanțe mari. Mare am în vedere, foarte mare! Durata acestor călătorii variază între 1 întreg și 3 zile până la 9 întreg și 3 zile, iar distanța de la 41 la 404 km. Recordul a fost stabilit de o femelă în anul 2011, care a notat 9 zile la rând, 687 de km de apă. Asta e ca și cum ar fi călătorit din Washington spre Boston. În proces, femeia a pierdut 22% din greutatea corporală și puiul. Da, el a migrat cu ea, e o practică obișnuită. Dar nu atunci când înotul se întinde așa mult. Într-un moment dat, puiul pur și simplu n-a mai rezistat. Cercetătorii sunt siguri că înainte urșii n-au fost nevoiți să înoate atât de mult. Pentru că, pur și simplu, 687 de km de porțiune de apă nu se prea întâlneau în procesul de evoluție a ursului polar. Încă o problemă legată de topirea zăpezii și schimbarea habitatului urșilor polari este influențată de vecinătate neașteptată. De data asta însă nu vorbim de oameni, ci despre grizzly. Nu doar urșii polari se deplasează spre sud, grizzly la rândul lor se deplasează spre nord. Astfel, în 2004, amprentele labelor grizzly au fost găsite pe insula Melville, aproximativ la 1000 de kilometri de la cercul polar. Grizzly n-au fost niciodată văzuți atât de departe în nord și în ultimii ani, prădătorii s-au mutat și mai departe. Cel mai probabil că vor hiberna în bârlogurile pe care urșii polari le folosesc pentru naștere și creșterea urmașilor. După ce vor ieși din hibernare, grizzly sigur vor dori să iau gustare, în formă de pui de urși polari. Nu e tocmai clar cine va câștiga, femelele care își protejează puii sau oaspeții neașteptați. Dintr-o parte, grizzly pricep mai bine în relația predător-pradă. Din altă parte, urșii polari sunt mai masivi și mai agresivi când merge vorba despre protecția puiilor.
Deci e greu să facem ceva concluzii, totul depinde de fiecare individ în parte. Dar deja există rapoarte în care se spune că grizzly au ucis femele de urs polar în bârlogul lor. Scăderea bruscă a numărului de urși polari legată parțial cu invazia urșilor grizzly în habitatul lor natural. Aproximativ în 50% dintre cazuri documentate, grizzly au alungat urșii polari. Și totuși, proximitatea geografică duce uneori la rezultate fix inverse. În loc să fie dușmani, grizzly și urșii polari produc urmași comuni. Nu este dificil, fiindcă speciile lor sunt destul de apropiate, deci genetic n-ar fi trebuit să aibă nicio problemă. În Arctica canadiană, în perioada între anii 2006-2014, au fost documentați doar 4 hibrizi a primei generații și 4 hibrizi a generației a doua, adică urmașii hibrizilor. Conform studiilor genetice, astfel de amestec de specii a avut loc și în trecut. Înseamnă că natura nu vede niciun rău în asta. Aproape. Grizzly sunt adaptați la viața în pădure, urșii polari la viața în zăpezi. Hibrizii sunt nepotriviți însă pentru ambele. Combinația culorii blânii, a dinților și a comportamentului probabil că nu le va permite hibrizilor să fie de succes undeva. Planeta se schimbă atât de rapid că poate după ceva timp nu vor exista nici grizzly, nici urși polari, iar hibrizii lor se vor reproduce cu o viteză mare, cine știe? Dacă chiar și mâine vor dispărea toți oamenii, clima oricum va deveni tot mai caldă și mai uscată. Condițiile vor împinge multe specii să-și elaboreze un soi de rezistență. În același timp, cei specializați pe frig vor suferi ca și în ziua de azi. Vor migra spre uscat, vor împărți teritoriul cu rudele sudice mai des, vor înota distanțe lungi și vor fi înfometați. Cercetătorii consideră că în viitor vor înflori anume speciile care sunt adaptate bine la căldură, iar urșii polari și căldura e ceva incompatibil. Prognozele cele mai triste sunt legate de emisiile de carbon, care provoacă topirea gheții. Dacă procesele vor continua în același ritm ca și azi, în cel mai rău caz, gheața de vară din Arctica va dispărea complet spre anul 2100. Asta înseamnă sfârșitul pentru foci, urși polari și alte animale care își consideră casă meleagurile reci. Unica speranță e în abilitatea animalelor de a se adapta. Poate că urșii polari vor înceta să fie albi din cauza lipsei zăpezii și astfel vor rămâne pe planetă. Dar pentru asta trebuie să se străduie foarte tare. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!